Doar faptul că noi nu am primit niciun răspuns în scris la petiția care a fost amânată și a fost transmisă acestor instituții de stat. Știți, este foarte dureros pentru noi să înțelegem acest lucru și vedem realitatea care este în Republica Moldova, că funcționarii publici care ar fi trebuit să apere interesele cetățenilor, a publicului, nu o fac decât să-și apere propriile interese. Și de ce spunem acest lucru? Tot pentru că avem noi informații anonime. Terenul, teritoriul pe care se află liceul Dante Alighieri este o bucată de aur, aș spune, pentru anumite firme de construcții și sunt acele firme care dețin, aș spune chiar monopolul. Și în spatele acestora se află interese. Și persoane care nu cred că ar trebui eu să le menționez, pentru că toată lumea, dacă face un pic de research, pe net își poate da seama. De ce căutăm? Să căutați ce fel de organizații, companii de construcții sunt cele mai majore la noi în Republică și cine se află în spatele acestora. Și cine ar putea să facă rapid, într-o săptămână, autorizații care să le permită construcțiile pe terenuri date. Vă dați seama că un teren care valorează peste 20 de milioane de euro este o bucată bună și este un business extraordinar. Dar nu trebuie să punem pe un cântar valoarea viitorului, națiunii acestei țări, care tineretul pleacă, lasă, pentru că nu vede nici o dreptate în țară, și să punem pe de altă parte banii, care nu reprezintă decât unele interese, deci interesele unor oameni. Sunt 2000 de părinți. Sunt 2000 sau 1000 și ceva de copii. 1000 și ceva de copii. Avem